Cristiani ieșind din poartă și a trimis ieșea în corner, însă Pessania. Aici lipsa de comunicare dintre Geraldo și Pessania, deși vorbesc aceeași limbă, nu s-au înțeles. Și în momentul în care Pessania îl driblează pe Dori Rotariu, din tur, un meci spectaculos, unul dintre cele mai frumoase din această ediție de campionat, victoria Stelei cu 3-2 la Ploiești, un meci cu o desfășurare nebună, antrenorul Costel Gâlcă, un conflict pe față, nu s-au ferit cele două părți. Orceanu nu a mai jucat în Liga 1 de la meciul cu Pandurii din 15 martie. Au făcut ca cei doi să fie titulari. Mircea Rednic spunea că totul s-a schimbat în rău la echipa sa de când Petrolul a intrat în insolvență, de atunci jucătorii... Ar fi interesant să vedem și ce s-a întâmplat ceva mai devreme acolo în tușă la duelul dintre Peteleu și Adi Popa. Am intrat deja în minutul 14 al meciului de pe Arena Națională. Steaua și Petrolul se află la egalitate 0-0 în ultimul meci al etapei cu numărul 25. De la Pessania pentru Filip. Avem doi de Filip pe teren. Luan Filip, jucătorul Petrolului, și Lucian Filip, fotbalistul Stelei. Nicio legătură de rudenie între ei, pur și simplu o potriveală. De la Alsenat la Ioan Filip, Pessania încearcă Iancu să-l hipnotizeze acolo pe brazilianul Pessania, însă portarul Petrolului are un joc de picior foarte bun. Vorbeai de faptul că Steaua și Petrolul se întâlnesc în această seară pentru a 90-a oară. Lucu Dean în fața primului gol al serii aici pe Arena Națională. A marcat 3 goluri de când a venit la Steaua, 2 în campionat cu CFR, gol de 3 puncte și cu Viitorul, dar și în cupa din semifinalele cupei de săptămâna trecută. 3-1 a fost pentru Steaua. A fost și un meci de campionat care s-a jucat pe Național Arena în apărtarul Pessania. Nu se grăbesc cei de la Petrolul, par mulțumiți cu acest rezultat. Vă spuneam însă, Petrolul a căzut pe locul 4 de Adi Popa, chiar dacă șutul nu a fost precis, măcar a fost puțină acțiune în atacul Stelei. Am intrat în ultimele 5 minute ale primei reprize, 0-0 în continuare. Pessania foarte aproape să greșească, petroliștii își păstrează sângele rece și... cel care a greșit pasa de mai devreme, de Lucas acum, nevoit să trimită la portarul Pessania. Cudean face în chiar ultimele secvențe ale jocului. Meme Cite apoi a acuzat și o accidentare și a cam ieșit din rid. Cite are tricoul cu lui, a creat superioritate acolo Gabi Tamaș. Foarte bună incursiunea lui Gabi Tamaș. Cudean încercând să pună presiune pe Peterson Pessania. Peteleu îl scoate din joc pe Panduri. O vor întâlni pe Steaua în ultimul act al Cupei Ligii Adeplast. Peterson Pessania acum pentru Filip. Este frig și plouă la Ploiești, o vreme deloc prietenoasă cu fotbalul în această seară. Petrolul, o echipă a contrastelor, ploieștenii sunt neînvinși în deplasare. Singura echipă care nu a pierdut pe teren străin în acest sezon de Liga 1, dar cu 4 înfrângeri. Am urmărit aici fază lucrată de Toto Tamuz. De la Filip pentru în Ștefan cel Mare în semifinalele Cupei Ligii Adeplast. El a scos și penaltiul din care Pandurii au deschis scorul în acea partidă. Se va juca pe 1 aprilie, va fi prima partidă oficială pentru cele două formații după pauza competițională cauzată de jocurile echipei naționale. Distanțat la 10 puncte de Steaua. Și pentru CFR urmează o partidă extrem de dificilă la Giurgiu. Ferevoridore. Satli întoarce mingea la Pessania.
stâng, defectuos, mult pe lângă poarta lui Pesania. O execuție ca în curtea școlii a lui Petrucci. O execuție care probabil l-ar face să se rușineze pe Sir Alex Ferguson, unul dintre mentorii din trecut al lui Davide Petrucci, jucătorul care astăzi bifează meciul cu unul lui Pesania. Excelent a intervenit Satli acolo din fața lui Fereboridore. Acum Pesania, o degajare lungă pentru Astafei cu capul, Larie neate. Primele 5 cele mai surprinzătoare rezultate din această ediție de campionat. Se adună surprizele, se adună odată cu trecerea etapelor rezultatele care întorc pe toate, pe dos toate calculele făcute inițial. Geraldo, Iojil vine la pressing, mingea se duce în spate la Pesania. Ies foarte bine jucătorii Petrolului. Vedem acum Martinus Quenten s-a ridicat până la urmă, jucătorul Botoșanului. I-au luat tare gazdele pe cei de la Petrolul. Două șuturi periculoase la poarta lui Peterson Pesania. S-a cerut hands la Victoraș. Golgheter, Filip, pus sub presiune de Constantinescu, scoate mingea la Pesania. Portarul Petrolului este însă brazilian și știe bine cu mingea. Nu se sperie. Până la urmă cu Toto Tamuz. Și acum Pena, cel care are lupte de dat acolo cu Ipsa și cu Satli, principalii oameni din centrul defensivei petroliste.